Salut, bine te-am regăsit! În acest video vom calcula uh, un anumit procent dintr-un preț pentru a afla noul preț după mărire. Haideți să vedem care este modalitatea de a calcula procentele acestea, ce se studiază și în clasa 5-a și în clasa 6-a și sunt subiecte de evaluare națională. Un televizor costă 1380 de lei. După o mărire a prețului cu 10%, televizorul costă. Așadar, avem un preț inițial de 1380 de lei, iar prețul final reprezintă prețul inițial plus mărirea prețului de 10% din prețul inițial. Întotdeauna să țineți minte lucrul acesta că procentul se aplică unei alte, unei valori. În cazul de față, aplicăm la prețul inițial, prețul de bază, pentru a calcula mărirea pe care o adăugăm la prețul inițial. Haideți să înlocuim și vedem că prețul uh, nou este 1380 plus 10 supra 100, 10% din, adică mulțit cu acest preț, 1380. Efectuăm simplificările și putem reduce un 0 de la numitor cu un 0 de la numărător. Am zis invers, numărătorul este sus și numitorul este jos și de asemenea, un 0 de la numărul care se înmulțește cu un 0 de la numitor. De ce? Putem tăia pe diagonală pentru că înmulțind fracția cu un număr, acel număr Va urca la numărătorul fracției, și practic va fi tot un număr de la numărător. Așadar, prețul nou va fi 1380 plus 138, care înseamnă 1518 lei. Verificăm variantele de răspuns și găsim varianta corectă la punctul C. Aceasta a fost explicația acestei probleme, dar dacă aveți nevoie să calculați și să exersați mai mult la acest capitol, găsiți o grămadă de alte exemple pe canal. Vă urez succes, vă las să exersați și ne vedem în curând cu un nou exercițiu explicat. Pa, pa!